Ia uite-mă, Van Gogh-ule, ia uite-mă! Inspirăm, expirăm, dreapta, stânga... Opa, pe loc repaus. Van Gogh-ule, opriți operele de artă, vă rog frumos, hai! Da, hai că a venit televiziunea să ne filmeze foarte bine! Continuă, continuă, poate luăm niște bani frumoși. Să trăiți! Permiteți să raportez, locotenent Secureanu mă numesc, de la SPP. Ha, da, potrivea la naibii. N-ați văzut și la jucătorul de tenis? Da, ăla îl cheamă tenis, domne, părinții inspirați. Bine că ați venit să filmați, în ce hal am ajuns noi. Agenții operativi de la protecție și pază, că așa nu se mai poate. Deci de când a zis domnul Dragnea că suntem securiști și în loc să păzim demnitarii PSD îi spionăm? Efectiv nu mai avem ce să facem. Am ajuns șomeri. Singurele lucruri care ne mai țin în viață sunt hobby-urile. Eu de când eram mic am treaba asta cu baletul. N-am avut talent niciodată, da? Alți colegi sunt cu muzica, poezia. Van Gogh-ul aici de față pictează. 8 colegi pleacă din dispozitiv dimineața și joacă șah prin parc cu pensionarii. Alții s-au făcut bodyguards de farmacii. Vă dați seama? Atât de plictisiți am ajuns. Bine, antrenamentul nostru militar ne pregătește să facem față plictiselii. De exemplu, la angajare ni se pune o înregistrare audio cu domnul Klaus Iohannis. Ăia care adorm sunt dați afară imediat. E dureros, domnule, dureros să fim făcuți securiști. Și de ce? Doar pentru că semănăm cu Sorin Grindeanu sau cu Mihai Tudose? Doar pentru că mai plantăm cât un microfon în priză la cât un ministru? Doar pentru că mai tragem și noi cu urechea când se fac combinații de milioane? Pe loc repaus. Doar pentru că mai interceptăm un telefon pentru siguranța lor? Așa ceva nu se face. Dumneavoastră știți că eu am salvat viața la 3 președinți? Da, domne, 3. La Iliescu am sărit în fața unui glonț de regret și acum. De atunci nu mai pot să stau ca lumea pe poante. La Băsescu am sărit în fața unui dop de șampanie, am avut ochiul cât capul o lună. La Iohannis n-a trebuit să sar, doar l-am zorit nițel că dădea o bătrânică peste el cu un cadru de la demers, i-ar fi distrus niște circuite pe acolo. Dar vă zic eu ce i-a deranjat cel mai mult pe miniștrii din cabinetul Dăncilă. Nu e treaba asta cu securiștii. Să fim serioși, domne, cine nu e securist în ziua de azi în România? Cel mai mult i-a deranjat că le-am zis că amenințarea cea mai mare la adresa lor sunt chiar ei. Domnule, cine să atenteze la ăștia? Cine? Nu i-ați văzut cum arată? Trebuie să fii nebun să vrei să le faci ceva ăstora. Te bate Dumnezeu după aia că te iei de oameni speciali. Nu! La ăștia cel mai mare pericol e că o să ajungă să-și facă rău singuri. Păi dacă vă spun așa ceva, n-am mai pomenit. E primul guvern la care a trebuit să confiscăm și returile și obiectele ascuțite ca să fim siguri că nu-și fac naibii ceva. Le-am acoperit toate prizele din birouri ca la ăia mici și le-am pus protecții pe toate colțurile ascuțite de mobilă ca să nu se lovească din greșeală. Haideți să o luăm pe doamna Dăncilă, de exemplu. Voia să-și usuce părul cu fionul în cadă. Era să se curenteze. Am salvat-o în ultimul moment. Profesorul de fluide Anton Anton era să se înnece cu un pahar de apă și să cadă pe beton. Domnul Valentin Popa de la educație, cel susținut de 43 de rectori, era să se taie singur la jugulară cu o pamblică. Domnul Andrușcă de la economie s-a blocat 3 ore într-o baie pentru că el credea că e în lift. Domnul Orlando Teodorovici, frumușelul ăla de la finanțe, era să alunece pe o declarație 600 și să-și strice, domne, freza. De domnul Daia de la agricultură mai bine nu vă mai zic. Era să-l împungă un țap în camera de hotel încă din mandatul trecut. Dar poate cel mai periculos din tot cabinetul Dăncilă trăiește domnul Dragnea. Da.
pe domnul Dragnea trebuie să stăm cu ochii ca pe butelie. Ba să nu se răstoarne vreun sac cu bani din Teleorman peste domnia sa, ba să nu-i facă blesteme cineva din partid că-i joacă așa ca pe popice, ba să nu exagereze cu maratoanele de Suleiman, că după aia e iar obosit, mort și nu poate să conducă țărișoara. Acum înțeleg că ne-au înlocuit la protecție și pază cu jandarmi. Nu-i nimic, n-am nimic să le reproșez jandarmilor. Atât timp când nu ești bătrân sau martor nevinovat, jandarmii nu-ți fac nimic. Dar dacă mă întrebați pe mine, jandarmii nu-ți de ajuns pentru ăștia. E nevoie decât o echipă specializată care să nu facă nimic altceva decât să-i țină în siguranță. Un pompier, un medic, un salvamar, un salvamontist, un preot, da? Dacă ăștia nu ne mai vor, eu mă gândesc serios, am vorbit și cu Van Gogh și cu ceilalți colegi să ne schimbăm cariera. Adică e frumos așa, mă, să stai, să desenezi, să citești, să te uiți la toate filmele pe care n-ai apucat să le vezi, dar parcă tot mai frumos e să faci ceva așa și știu exact ce am putea să facem. Să intrăm în politică. Experiență la guvernare avem, mai rău ca ăștia de acum n-avem cum să fim, haide domne. Și pe lângă asta am putea să ne facem singuri protecția și paza. Singura problemă pe care o văd e că, nu știu, un partid în care să intrăm, vorba aceea, avem atâția colegi din servicii băgați în toate partidele, încât ți-e și greu să alegi.